fuck is this? Bună ziua și bine ați revenit la un nou unboxing. V-am promis ultima oară că o să vă explic mai pe larg în momentul în care o să comand și o să fac unboxing lucrurile pe care le-am comandat și de ce. Și în principiu discuția asta trebuie să fie așa în mare despre firmele de suplimente, ca toată lumea să-și facă o idee. Ciuda faptului că, na, am zis și majoritatea oamenilor care fac content zic asta de de când s-a născut contentul, fiecare este afiliat cu o firmă de suplimente anume. De ce este ăla afiliat cu o firmă de suplimente și restul sunt afiliați cu alte firme de suplimente? De ce spun unii că X firmă este de căcat, în timp ce ceilalți care lucrează pentru firma aia zic că nu, cu aia, că e firma aia cea mai bună? Ca să înțelegeți cum funcționează chestia asta de fapt, trebuie să vedeți situația materială din spatele fiecarei entități personale, să zicem așa, entități individuale. Eu, subsemnatul, da? Să zicem că am un contract cu o anumită firmă de supliment. Per contractul respectiv, eu, în funcție de cât de bun sunt eu ca și promotor, ca și content creator, ca și, cum vreți voi să-i spuneți, ca și creator de conținut, ca să vorbim pe română, să nu se supere nimeni, eu voi câștiga o anumită sumă de bani, da? Bun. Pe lângă acea anumită sumă de bani care poate să survină drept salariu sau să survină drept comision, eu și ceilalți creatori de conținut vom avea de asemenea și un contract bazat pe a primi suplimente gratuit. Da? Bun. Deci, fiecare creator de conținut primește două lucruri de la firma de suplimente. Prin contract ambele, da? O sumă în fiecare lună, contravaloarea sumei respective, de fapt, în fiecare lună, în suplimente. Mă scuzați că vorbesc așa, dar sunt mega prăjit, mănânc 1900 de calorii, se adună greu gândurile, da? Ca să înțelegeți, bear with me, da? Deci primesc contravaloarea unei sume în suplimente, iar pe lângă contravaloarea acelei sume în suplimente, eu mai am parte de un ajutor bănesc, financiar, peșin, cash, spuneți cum vreți voi, ori din comision, ori sub forma unui salariu. Ca să înțelegeți, cine are salariu este un om foarte șmecher, da? Adică cine are în fiecare lună un salariu fix pe care îl primește de la firma de suplimente respectivă, este un om șmecher. De ce? Pentru că este deja established în social media, adică știi foarte bine că ăla vinde, contează sau nu contează de cât vinde, el îți aduce vânzări în firmă, iar tu îl plătești cu un salariu lunar care se poate schimba în momentul în care contractul expiră și voi renegociați. Renegocierea poate merge spre în jos sau poate merge spre în sus. În funcție de contractul pe care îl are fiecare influencer, mă rog, creator de conținut cu firma de suplimente respective, contractul respectiv se poate schimba la data expirării acestuia sau se poate schimba înainte de data expirării acesteia. Dacă ați semnat de curând vreun contract, fiți atenți la lucrurile pe care le semnați. Cel mai bine este dacă aveți bani, dacă aveți bani, clar nu vă mai puneți problema asta, dacă aveți bani să vă chemați un avocat în momentul în care semnați contractul respectiv și asta este valabil la absolut orice contract mai aveți voi cu orice firmă worldwide, legat de absolut orice, puneți un avocat să vă citească contractul, dacă aveți bani, sau dacă aveți un avocat prieten, da? Puneți-l să vă citească contractul, să vă spună dacă sunt lucruri care se află în defavoarea voastră sau dacă sunt lucruri care se află mai mult în favoarea voastră. În special, pe orice contract vor fi lucruri care se află mai mult în favoarea firmei respective decât în favoarea voastră, pentru că, na, așa este normal în mare parte din agreementurile care se fac în general. Bun. Dacă v-ați pus avocatul să citească contractul, vă spune că e ok, semnați-l. Dacă îl citiți voi singuri, fiți foarte atenți la lucrurile pe care le citiți. Așa. Am făcut această mică introducere ca să vă dați seama că fiecare om care are un contract și care vă promovează o anumită firmă, nu știu, anumite suplimente și așa mai departe, fiecare ascunde în background
niște bani pe care el îi primește de la firma respectivă, ca el să promoveze firma aia mai departe, în modul ăsta el făcând mai mulți bani. În general, când se renegociază contractele, majoritatea oamenilor influenți care rămân influenți overtime vor avea și contracte mai mari overtime. Dacă contractul tău scade, este clar că tu undeva în drumul pe care tu l-ai avut de momentul în care ai semnat contractul până la final de contract, tu ai eșuat undeva ca și creator de conținut. Fie nu ți-a plăcut cum este firma, fie ai avut probleme, fie nu ai putut să faci contele la nivelul la care ar fi vrut ei și așa mai departe. Unele firme sunt într-adevăr și niște firme care cer mult prea mult de la oameni, oferind foarte puțin în schimb. Ca să vă dați seama cum arată un contract de background și nu vă prezint neapărat contractul meu și nu o să vă prezint contractul per se niciodată, pentru că este semnezi un NDA, un non-disclosure agreement. Ele vor fi făcute în așa fel încât tu să poți să promovezi firma cât mai bine. De exemplu, ți se vor cere să faci anumite story-uri pe zi sau pe zilele săptămânii, anumite postări care să fie săptămânale sau bisăptămânale sau să fie lunare sau bilunare sau trilunare și așa mai departe, anumite postări pe anumite conturi de social media, de exemplu acum când există Threads, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter și așa mai departe, tu vei fi pus cumva în funcție de contractul pe care l-ai să promovezi firma respectivă pe cât mai multe platforme. Bun. În funcție de chestiile astea, tu trebuie să atingi un target. Tu ai niște task-uri foarte clare, trebuie să faci X postări. Orele nu contează, astea ți le pui tu, că na, până la urmă ești content creator, ar trebui să știi digital marketing, să știi când prind cel mai bine lucrurile astea. Iar tu vei fi practic obligat să postezi cât mai des pe platformele respective, în așa fel încât să reprezinți firma cât mai bine. Bun. Având astea în vedere și știm chestiile astea de la început, trebuie să vă dați seama că în ciuda faptului că unii oameni vor spune că firma X este de căcat, iar firma Y este foarte bună, trebuie să știți că ei vor primi bani în spate ca să promoveze firma respectivă. Iar dacă nu vor aduce niciodată argumente clare, obiective și așa mai departe, cum că firma aia este o firmă destul de bună, voi trebuie să știți că ei vor fi constrânși de partea financiară. Astea fiind spus, fiecare om care vă aduce în față un produs și vă spune, bă, cumpărați produsul ăla, coaie, că eu am cumpărat produsul ăla și este bun și l-am încercat și l-am încercat și clienții mei și l-a încercat și mama și l-a încercat și pisica și mi l-a încercat și câinele și așa mai departe și este bun, take it with a grain of salt, pentru că ei sigur vor primi la mână și bani ca să spună lucrurile respective. Bun, deci, ca să ne lămurim, care firmă este bună, care firmă este proastă, care firmă este odioasă de pe piață, care firmă face schemuri, care firmă vinde, care dintre firme vinde cele mai proaste suplimente și care vinde cele mai bune suplimente. Ei, răspunsul ăsta nu va fi niciodată un răspuns clar, pentru că fiecare își va ține partea, iar fiecare va fi motivat foarte bine în background ca să-și țină partea. Dacă știți foarte bine, există anumite clișee în social media pe care le veți mai reîntâlni de-a lungul anilor și de care vă veți lovi foarte des, în general pe story sau pe postări. Clișeele sună în felul următor. Pun un story în care scrie, salut, de astăzi codul meu la firma X nu va mai fi valabil. Voi reveni pe piață. Voi reveni imediat cu o colaborare de firmă care aduce suplimente super mega calitative. Ei bine, întrebarea mea în momentul de față când văd o chestie de genul ăsta este, de ce gâtul mătii nu ai mers cu aia în primă instanță, dacă era mult mai calitativă decât asta la altă? Iar răspunsul este simplu. Oamenii nu sunt motivați destul de bine financiar. Pe lângă faptul că nu sunt motivați destul de bine financiar, majoritatea micro-influencerilor de la noi, adică oameni care au câteva mii de followeri pe Instagram și care pot să semneze un mic contract cu o firmă de suplimente aflat fiind la început, nu vor fi niște promotori foarte buni, pentru că ei nu vor face social media la nivelul de, comercial, prin care tu să poți vinde produsul. Ei vor face social media și se așteaptă ca produsul să se vândă singur. Ce înseamnă asta? Adică
mai fac un story pe aici, pe acolo, mai explic de ce iau X supliment pe aici, pe acolo, mai pun o poză, nici de cum nu voi face social media crossover, adică pe mai multe platforme. Să zicem că promovezi și YouTube, promovezi și Instagram, promovezi și Facebook, promovezi și Threads, promovezi și Twitter, promovezi și TikTok și așa mai departe și toate lucrurile se strâng. Ați văzut foarte clar că atunci când poți să pui o postare pe Insta sau un story pe Insta, ea se distribuie automat și pe Facebook. E bine, chestia asta nu se întâmplă crossover între platforme, de exemplu TikTok, YouTube, Twitter, Instagram și așa mai departe. Între astea nu se poate, doar în ceea ce este Meta, adică Facebook și Instagram și Messenger. Bun, și Threads, cred. Ei, astea fiind spuse, veți găsi foarte des chestiile astea pe Instagram și vă veți gândi, bă, da, mie îmi place băiatul ăla. Și eu am cumpărat mereu de la băiatul ăla pentru că îmi place băiatul ăla. N-am plăcea și firma de suplimente cu care e. Acum, eu sunt într-o dilemă. Ce fac? Continui să-l sponsorizez pe băiatul ăla și să cumpăr pe codul lui, chiar dacă el se mută la o altă firmă de suplimente, spunând că aceasta este mai bună decât cea dinainte. Deși dacă era mai bună, de ce căcat n-a plecat cu asta direct la drum? Ei bine, răspunsul este simplu. Decizia este întotdeauna la voi. Ce trebuie să înțelegeți din chestia asta este că fără voi, oamenii din spatele camerei care să cumpere pe un cod și să facă vânzare practic, consumerismul și capitalismul nu pot fi susținute. Noi, eu sunt consumerist la rândul meu în alte domenii, da? Să zicem că folosesc codul altora la habar n-am, la am cumpărat laptopuri sau la am cumpărat telefon sau la am cumpărat haine. Exact cum faceți voi cu noi, în speța de față, cu mine. Ei bine, lucrurile astea vor sta mereu la latitudinea voastră. Voi veți hotărâ dacă omul respectiv merită încrederea voastră pe mai departe sau dacă omul respectiv este un schem. În speța de față pe care v-am prezentat-o, în care oamenii fac crossover între firmele de suplimente, spunând că una este mai bună decât cealaltă și că eu de fapt am folosit-o și pe cealaltă cât lucram cu ăștia, dar de fapt nu v-am zis că mi se părea așa că na, că lucrez cu ăștia, dar suplimentele lor sunt extrem de bune și eu am lucrat mereu cu ăștia in the background, fără ca voi să știți. Nu denotă decât faptul că ești ipocrit și fals din punctul meu de vedere și asta ar trebui să vedeți și voi. În primul rând, niște oameni care folosesc cuvântul calitativ, calitate superioară, suplimente adevărate și așa mai departe, vă veți da seama că de fapt nu știu despre ce vorbesc. Ei nici măcar nu știu lucrurile pe care le consumă și în momentul ăla ar trebui să vă feriți să vă dați seama de ce fel de caractere sunt oamenii în general. Ei vor fi întotdeauna motivați de partea financiară care se află în spatele fiecărui contract pe care ei îl încheie. Dacă o firmă a venit cu un contract mai bun, fac dem, nu contează ce era oia dinainte, eu primesc puțin mai mulți bani decât înainte și therefore sunt mai motivat acum decât eram înainte să pot să promovez firma asta mai bine. Ceea ce, într-o oarecare măsură, sună destul de bine în creierul foarte multor oameni, dar în realitate nu denotă decât faptul că ești destul de leneș în așa fel încât n-ai putut să vinzi cu prima firmă, mergi la următoarea unde poate nu o să vinzi destul de mult, însă tu ai la fel de mulți bani. Ai puțin mai mulți bani, dar tu vinzi la fel de puțin sau chiar mai puțin decât înainte pentru că ți-ai pierdut și un fanbase. Trebuie să știți că în momentul în care se fac crossover între firme, de exemplu sunt acum la o firmă și după aia mă duc la alta, eu întotdeauna îmi voi pierde o parte din fanbase-ul ăla, da? Să zicem că eu acum vând 10 oameni cumpără pe codul meu, da? Dacă eu plec la altă firmă, s-ar putea ca din retenția pe care o am de 10 oameni să pierd, nu știu, 5, să rămân cu 5. Deci automat vânzările mele vor scădea față de ceea ce eu am vândut înainte, însă lucrul ăsta nu este un capăt de lume, pentru că dacă ești consecvent, o poți lua de la început. Însă majoritatea nu sunt. Din experiența mea și din ce am văzut, majoritatea oamenilor care pleacă cu un fanbase, pleacă de la un fanbase foarte bine prestabilit și se duc spre un altul, pierd cam 50% din ce au avut și le ia cam cu 50% mai puțin decât le-a luat la prima colaborare să-și refacă fanbase-ul practic. Astea fiind spuse,
Asta a fost așa ca un fel de povestioară ca să vă dați seama cum funcționează totul în spatele camerei, să vă dați seama ce facem noi, cum suntem noi plătiți, cum funcționează lucrurile astea și că totul este de fapt o reclamă ca voi să vă puteți face o idee și să vă afiliați unor oameni și să consumați lucruri aducând profit atât firmelor cât și oamenilor respectiv la care voi vă uitați. Bun. Ca să fie clar și fără niciun fel de echivoc, fără ca voi, oamenii din spatele camerei, să cumpărați, să existați, să vizionați acest clip și să înțelegeți lucrurile care se spun, firmele acestea nu ar exista, therefore nici noi. Dacă nu ar exista nimeni, dacă n-ar fi nimeni care să se uite la clipul meu, eu nu aș mai face clipuri. Este clar și evident lucrul ăsta. Dacă nu ar exista nimeni afară și ai fi singur pe planetă, nu te-ai mai îmbrăca într-un anumit fel, în felul în care te îmbraci, pentru că nu vor mai exista nici haine și nu va mai exista nici etica socială de a te îmbrăca accordingly cu locul în care tu mergi. Lucrul ăsta se întâmplă și aici. Deci țineți minte, dacă vi se pare vreodată că un om v-a înșelat încrederea și că nu a fost influencerul pe care l-ați fi vrut voi și s-a vândut pentru puțin mai mulți bani și v-a trădat încrederea voastră pe care v-a clădit-o atâția ani, îl puteți sancționa nemai cumpărând pe codul lui sau nemai băgându-l în seamă sau nemai vizionându-i clipurile sau nemai dându-i atenție. Țineți foarte bine minte că există niște vorbe de-astea de bătrâni destul de cringe. În special exista un moment în care eram eu adolescent și o fată se despărțea de tine și zicea aia mai mare că băi, indiferența doare cel mai tare. Credeți-mă, în momentul de față, indiferența doare cel mai tare. Dacă considerați că cineva din social media v-a trădat încrederea și că nu mai este omul pe care voi l-ați crezut sau cu care voi ați crescut și v-a insuflat anumite, ideologii în viață, îl sancționați nemai băgându-l deloc în seamă. Asta înseamnă unfollow, unsubscribe, nu mai cumpăr pe codul lui, nu-i mai vizionez clipurile, nu-i dau like, nu-i dau nici măcar un comment de hate, pentru că în momentul ăla eu nu mai generez engagement, iar omul ăla ușor-ușor moare. Dacă dintr-un fanbase de 10 oameni, 3 oameni fac chestia asta, engagementul omului respectiv scade cu 30%. Dacă vor face 5 oameni chestia asta, engagementul va scade cu 50% și tot așa, ca să vă faceți o idee. În această mică, călătoria noastră ca și micro-influenceri, macro-influenceri și așa mai departe, influenceri să zicem, există niște dealuri pe care noi trebuie să le urcăm. La început tu vei face content așa cum îți dorești tu să faci content, vei mai fura idei cum ai văzut și pe la alții, vei mai face lucruri care ți-au rămas în cap și le-ai crezut bune și le vei adapta la ideea ta și în felul ăsta tu îți vei construi un fanbase, iar oamenii vor adera la tine pentru că tu ești la început, nu ții cont de foarte multe reguli de consumerism, de capitalism, de marketing și așa mai departe și vei face content exact cum vrei tu. Și contentul ăla va fi bun pentru că este content nepângărit, practic, neatins de partea comercială a lucrurilor, iar oamenii vor rezona cu tine tocmai din cauza asta. Ei bine, oamenii o să vrea să facă poze cu tine, o să te salute prin sală, o să te salute pe stradă, o să strângă mâna, o să-ți dea comenturi, băi, câte lucruri am învățat de la tine, ești super tare, ești super șmecher și așa mai departe. Și o să simți că viața ta se duce în slăvi și că ești super șmecher și că ești buricul pământului și așa mai departe. Însă, pe lângă toate astea, tu va trebui să mănânci, iar fiindcă trebuie să mănânci, vor veni anumiți prădători spre tine cu anumite contracte și îți vor spune, Ciprian, uite, vrem să ne reprezinți firma, vrem să ne reprezinți obiectul, vrem să ne reprezinți acțiunea, vrem să apari în reclama asta, vrem să faci asta, vrem să faci asta. Și sumele vor fi pe măsură. Tu te vei bucura și vei zice, oh my god, am ajuns faimos și uite ce trebuie să fac. Însă vei observa că de-a lungul timpului tu vei fi din ce în ce mai cenzurat cu privință la contentul pe care tu ai început să-l faci și cu care ți-ai acaparat, practic majoritatea fanbase-ului care se uită la tine și care are încredere în tine,
și va trebui să faci alte lucruri, dar de data aceasta le vei face pentru bani și nu le vei face pentru oameni. Iar în felul ăsta îți vei pierde credibilitatea. Și știți foarte bine o grămadă de oameni care au făcut chestiile astea și care la început v-au plăcut enorm, iar pe parcursul timpului s-au dus ușor-ușor pe falus din cauza faptului că banii într-adevăr îți strică... cum să zic, independența asta creativă pe care noi o avem în social media. Un lucru pe care eu somehow nu l-am pierdut și probabil nu o să-l pierd niciodată, tocmai din cauza faptului că nu am avut nici, nu trăiesc din contracte, da? Deci nu trăiesc din a-mi vinde imaginea ca și influencer, iar imaginea pe care eu mi-o vând este cea, exact cea pe care o vreau eu. Nu mă cenzurez, după cum foarte bine știți, există clipuri în care îmi jur până nu mai știu să pronunț un alt cuvânt, există clipuri în care nu mă feresc să spun nume și așa mai departe, pentru că asta este situația și nu trebuie să ne ascundem după degete sau după alte lucruri pe care ni le impun alții, iar contractele pe care le-am avut de-a lungul timpului au fost atât de bine selectate încât eu nu am fost obligat de vreo terță parte să fac nimic din ceea ce nu mi-aș dori să fac. Bun. Astea fiind spuse, aș dori să, nu știu, să țină chestia asta toată viața și să nu fiu vreodată constrâns de o sumă exorbitantă de bani să pot să-mi schimb părerile. Iar, ca să închidem această discuție și să trecem la unboxing-ul pe care l-ați așteptat, trebuie să înțelegeți că ceea ce vedeți voi în mare parte și când vorbesc, eu încerc să pară că nu vorbesc spre a induce o reclamă oamenilor, însă low-key ceea ce facem noi este o reclamă. Eu dacă vă arăt chestia asta și vă zic că eu iau chestia asta, nu trebuie să o luați și voi, o zic tocmai din disclaimer-ul pe care mi-l pun eu, pentru că nu trebuie să o luați, dar ea low-key va fi și este mereu o reclamă, indiferent de ceea ce spun eu pe gură. Știi? Este ca un disclaimer. Disclaimer, atenție, limbaj licențios. Da, aș fi putut să mă cenzurez. Da, este limbaj licențios. Da? Asta trebuie să înțelegeți. Că indiferent de ceea ce vă spun oamenii, ceea ce voi vedeți și ceea ce vă este servit, va fi servit în așa fel încât să-l servească pe cel care creează și nu neapărat mereu să vă servească pe voi. Cu aceste lucruri vreau să închei această paranteză enormă pe care am creat-o și dacă ați înțeles ultima frază, v-aș ruga când mai aveți idei care nu sunt extraordinar de proaste, de exemplu, nu idei de cu cine să fac podcast, că dacă aveam nevoie de idei cu cine să fac podcast, vă întrebam. Dar idei în general pe care vreți să le mai vedeți în vloguri de genul ăsta, gen explică-ne un supliment, explică-ne o chestie, explică-ne cum funcționează contractele, explică-ne cum poți să te afiliezi, explică-ne cum să, lăsați-le, vă rog, în secțiunea de comentarii, iar eu o să încerc să le punctez pe toate. Hai să trecem la unboxing. Nu știu unde este, stați să văd unde este factura, dacă mai avem factura. Bun, avem și factura, ca de obicei știți cum vine factura, pe 0, da? Avem așa, Isoground 0, Pure Creatine, Creatine, Milk Twister, Berberina, Body Shield, Dutca, Top Minerals, Thermocats, Air Ala, sosuri 0, 0, 0 Drops, sosuri 0, sosuri 0, Instant Oats, Instant Cream of Rice. Și mai avem haine și niște accesorii. O să le iau pe toate pe rând și o să vi le dispun pe toate pe rând. Bun, hai să începem cu începutul. Avem aici o cutie mică. Eu le-am deschis deja din cauza că am avut nevoie de niște lucruri dinăuntru. N-am avut cum să fac altfel. Începem cu cele mai mare. Am luat un Isoground Zero cu ciocolată. Da? Din punctul meu de vedere, acum după ce le-am încercat pe toate, asta mi se pare mai bună decât NPI. Per... Macros stă aproape la fel. Ha, avem așa, pe 33 de grame, pe o cupă, să zicem, pe o cupă plină vârf, avem 120 de calorii, 0,33 grame feți, 0,33 grame carbs, 0 grame de fibre, 29,3 grame de proteină și 0,29 grame de sare. 33 de grame de pudră, 29 de grame de proteină. Prețul este de 350 de lei cu cod, am impresia.
Deci 350 de lei, 2 kg cu cod, aroma este de ciocolată. Proteina este bună, este mai bună decât NPI dintr-un singur considerent, este mixabilitatea. NPI-ul, ca să aibă o mixabilitate bună, trebuie să amesteci foarte mult. De exemplu, vreți să o faceți clătite sau să vă umpreți lucrurile și nu vreți să o folosiți în mâncare pudra și vreți să o faceți o cremă. Da? În general, se adaugă apă din aproape în aproape, adică lăsați chiuveta pe picurător și picurați din aproape în aproape cât de puțină apă se poate în timp ce amestecați și așa vă dați seama de viscozitatea cremei la care vreți să ajungă. Nu puneți direct apă multă pentru că o să vă iasă ciorbă direct, o să vă iasă supă și nu vreți chestia asta. E, NPI durează foarte mult până la amesteci, până iese viscozitatea aia durează foarte mult. Iar NPI-ul ăsta care are aromă de chocolate cookies, conține și bucăți de cookies înăuntru și v-am mai spus chestia asta, ceea ce e un lucru bun când îl folosesc în iaurt, ovăz, îl bag la blender, îl pun în tigaie, îl pun în, nu știu, faci banana bread, îl bagi la cuptor și așa mai departe, it's good. Dar dacă vrei să faci cremă din el, it's not good că stai să amesteci foarte mult și bucățile aia de cookies se văd acolo și nu iese mixabilitatea pe care vă doriți voi. Așa că, din punctul meu de vedere, eu o să rămân de acum înainte pe Iso Ground Zero mereu sau pe Whey Trilogy mai rar, să zicem, în off-season, când am nevoie de macro și atât de bun. Bun, după care avem niște chinci, pentru că chincile vechi, din cauza că le-am folosit foarte mult, nu erau foarte vechi, aveau cred că vreo 6-7 luni, s-a dus gelul ăsta de pe el. Am văzut foarte mulți oameni că folosesc kingile astea într-un mod în care nu ar trebui să-l folosească. Da? Aceasta este kinga. Da? Avem și eticheta aici. Luăm kinga, o băgăm prin optul ăsta, tragem de ea, o punem pe mână, trebuie mereu să o puneți pe mână cât să vedeți brandul spre voi. Iar acum o să încerc să vă explic de ce unii oameni o folosesc prost. Unii oameni folosesc partea asta de gel ca să o prindă pe bară și să ruleze bara în jurul acestei părți de gel. Da? Iar palmele mele practic rămân pe partea de textil. Așa ar arăta. Însă este greșit, pentru că partea de gel ar trebui să fie pentru degete, ca să nu mi-alunece degetele. Degetele mele nu ar trebui să stea pe partea de textil, pentru că dacă voiam să stea pe partea de textil, făceam două părți de textil. Este logic. Iar atunci, asta se va înfășura invers pe bară, în modul ăsta, încât degetele mele să stea pe partea cu gel. E, degetele mele stând foarte mult pe partea cu gel, părțile astea cu gel, bulele astea cu gel, în vreo 6 luni s-au cam dus din ele. Dacă vi le arăt pe alea vechi, vă cruciți. Da? Le-am consumat foarte tare și acum mi-alunecă, deci de-aia ar trebui să-mi cumpăr altele noi. Așa, v-am și arătat cum se folosește astea, le punem aici. Hai să vedem ce mai avem. Ah, și aici urmează mâncarea. Și avem așa, Instant Oats Chocolate Cookies Flavor. Nu e cel mai bun flavor, dar asta este, aveam nevoie de ovăz instant. Îl punem aici, dar celelalte chestii de ovăz instant. Încă una tot cu chocolate cookies, că nu mai aveam. Mai aveam doar cu white choco coconut, dar nu-mi place white choco coconut. Îl am aici, cred că am folosit 3 sferturi din el, tocmai din cauza că nu-mi place la gust. Proteina mea fiind cu ciocolată, ăsta fiind cu white choco, mi se pare că nu se amestecă bine și nu îmi place gustul la final. Adică nu este rău deloc, e dulce, e bun, dar nu e la fel de bun cum mi se pare celălalt. Și mai avem un Rocher Chocolate Flavor. Da? Ăsta este cream of rice, asta este cremă de orez, este la fel, se face la fel ca ovăzul pudră, este instant. Da? Peste asta puneți doar apă caldă, vă rog frumos, apa caldă înseamnă că ori o puneți într-un ibric sau oală la clocotit, ori vă luați un de-asta pe care îl umpleți cu apă, începe să plouă afară. Nu puneți apă la temperatura camerei sau nu puneți apă rece peste, pentru că s-ar putea să o destabilizați și să iasă mai apoasă decât momentul în care veți folosi apă fiartă, fierbinte. Bun. Am luat și o creatină, eu încă mai am creabolic, pentru cine m-a întrebat de ce n-am comandat creabolic și am luat pure creatine. Pentru că eu am creabolic și creabolicul, gândiți-vă că are, cât are? Stați să vă zic exact cât are. Are 500 de grame, sunt 50 de serviri, mie creabolicul mi-ajunge o lună și, nu, mie creabolicul mi-ajunge aproape 2 luni, da? Deci uitați-vă cât mai am din el. Am comandat creatina tocmai ca și stoc. Am comandat-o pe asta tocmai ca să o am stoc, dar și asta o să-mi ajungă la fel de mult. Eu folosesc 3 grame de creatină pe zi. Da? Ba nu, 6 grame de creatină pe zi, pardon, în momentul de față. Avem Body Shield,
care știți foarte bine ce este Bodyshield. Este un complex de vitamine și minerale, în special de vitamine. Avem Milk Twister, avem Erala, pentru că am rămas fără Erala, acid alfa-lipoic, și mai avem berberină. Berberina o să o găsiți doar sub formă de berberină chromium, nu o să o mai găsiți sub altă formă acum. Atenție, acestea sunt niște cumpărături, cum să zic, de restock, nu sunt de... Cam lucrurile astea le iau în general ca să-mi fac, ca să-mi fac stocul. Nu sunt niște cumpărături de zero, n-am nimic în casă, hai să-mi cumpăr și eu ceva ca să am ce să mănânc, da? Sau să am ce suplimente să iau. Nu, asta este un restock. Practic am cumpărat lucrurile care îmi lipseau, nu este un full stock. Avem aici, și avem aici, că nu sunt sigur. Avem pantaloni de cardio. Deci ăștia sunt cei mai șmecheri pantaloni din punctul meu de vedere de la Vitabolic. Ăștia sunt pantaloni de cardio. Și șmecheri pentru că au forma asta. Mi se pare foarte tare că au forma asta și că au făcut totuși atât de bine. Înăuntru ei funcționează ca niște bermude. Au și au încă un kilot practic care ți acoperă. Deci practic nu sunt făcuți doar din poliesterul ăsta. Sunt foarte comozi. Și arată foarte bine pe tine, printre singurii pantaloni de la Vitabolic pe care pe mine arată bine. Da? Ăștia îmi plac, se numesc pantaloni scurt cardio, am impresia. Am mai luat un tricou care este de compresie. L-am luat pentru că mai am nevoie în momentul în care merg cu bicicleta. Nu pot să port mai eu pentru că mă taie foarte tare breteaua de la rucsac. Și atunci eu port tricouri și în general port tricouri de compresie ca să se și usuce ușor. Ăsta este Rayon Style, cred că se numește. Un tricou de compresie gri, mărimea este M. L-am luat M ca să fiu sigur că mi-e strâmt, da? Nu mai iau L ca să fie serii strâmt. Și aici avem niște, stați să-mi dau seama ce avem. Avem niște cotiere sau niște genunchiere, alea noi care au apărut. Da, astea sunt niște suporți, ăștia sunt niște suporți de coate, dar eu le-am luat pentru genunchi, că le-am luat el, ca să-mi vină să iau pentru genunchi, dar ei sunt de coate. Mi-am dat seama prea târziu că sunt, mi-am luat de coate foarte mari, din cauza că erau el. Uite cât de mari sunt. Și mi-am dat seama după ce am făcut comanda și am zis ok, o să le folosesc pe post de genunchiere și luna viitoare o să-mi iau pe alea de coate. Aici mai avem sosuri, avem un smoked barbecue care e no sugar added la 100 de ml, aveți 18 calorii, bă, 18 calorii, da? Aveți 2 grame de sare la 100 de ml. Nu o să folosiți niciodată 100 de ml, rugămintea, da? Sirop zero vanilie, la ăsta la 100 de ml avem 27 de calorii, deci cu 10 calorii plus. Și mai avem 1.0 de ciocolată unde avem 17 calorii la 100 de ml, adică identic cu alea de barbecue. Bun. Aici am mai luat niște Zero Drops cu chocolate hazelnut. Aici mai am cu caramel și mai am astea cu vanilie care au natural taste. Și sunt destul de bune, astea mi s-au părut. Am mai cumpărat tutca care este neapărat necesară. Top minerals, la fel, aveam nevoie, nu mai aveam minerale în casă. Și termocați care este un fat burner cu toate ghilimele de rigoare care se pot pune. L-am luat mai mult ca să-l încerc. Nu consider că face vreo foarte mare diferență, însă conține următoarele lucruri. Conține tartrat de L-carnitină, conține extract uscat de anghinare, conține extract uscat de guarana, conține cafeină 44 de mg pe 2 capsule, extract uscat de ceai verde, polifenol, tirozină, pulbere cayenne, taurină și cafeină anhidră 250 de mg pe 2 capsule. Este plin de cafeină, practic, și taurină. Da? L-am luat, nu mai folosesc Prior ca o perioadă, până nu se termină deficitul ăsta și voi sta doar pe astea, pentru că împreună cu Monster am o grămadă de cafeină. La un Monster 150 plus 300 sunt 450 de mg de cafeină. Sunt arhi suficiente pentru ce am nevoie în fiecare zi. La toleranța asta nici nu trebuie să fac vreun deload vreodată la cafeină, pentru că stau pe dozele astea de ceva timp. Cam asta a fost în mare. Încă o dată, pe lucrurile pe care le-am cumpărat aici, am dat în jur de, să zicem, 1500 de lei, cam pe acolo. Maxim, nu, hai. 1300 de lei, 1350 de lei, pe acolo. Gândiți-vă că voi puteți folosi și cod, da?
Când în momentul în care folosiți cod la 1500 de lei, mai aveți 150 de lei reducere. Da? Deci, da, este suficient, da? Rămâi cu 1350, dar nu, am dat mai puțin oricum, în jur de 1300, între 1300 și 1400 pe acolo. Ăsta a fost clipul mare, sper că v-ați lămurit. Ca să vă faceți o cea mai mică idee, aici se află tot stack-ul meu de suplimente, adică de-aia fac restock, pentru că aici am cam tot ce-mi trebuie, da? Și da, ăsta am fost eu, sper că vi s-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant. Dacă vi s-a părut interesant, lăsați un coment cu lucrurile pe care mai vreți să le vedeți. Dacă nu, ăsta am fost și ne vedem data viitoare. Ciao, să vă beți apica, să vă mâncați mesele.